Bună, Capricorn, și bine ai venit la previziunile pentru săptămâna 11-17 martie. Acestea sunt valabile atât pentru cei din zodia Capricorn, cât și pentru cei care aveți luna sau ascendentul în această zodie. Iar dacă rezonezi cu mesajele, te invit cu drag și la partea bonus. Acolo discutăm despre fiecare zi în parte ce ți aduce, clarificăm cărțile de tarot, primești și sfat din partea îngerilor romantici, îți răspund la o întrebare pe care tu mi-o vei adresa, iar în final vedem surpriza pentru Capricorn, dar și mesaje din partea acestui bol, bolul dorințelor. Bun, este o săptămână în care Capricornul se concentrează foarte mult pe viața privată, pe suflet, casă, familie, copii, iubire, pasiune, dar și pe muncă. Da? Cumva, începutul de săptămână pentru Capricorn e foarte bun, apar schimbări cu viteza luminii pentru voi, apar tot felul de lucruri frumoase. Pot fi schimbări legate de bani, pot fi schimbări legate de acte, poate unii acum aveți ocazia și mergeți în altă țară, călătoriți altundeva, poate reușiți să rezolvați niște chestiuni privind viața voastră. Poate o rudă din străinătate și eu îți poate cere ajutorul, poate din punct de vedere financiar, poate e vorba de o problemă de sănătate a cuiva care necesită atenția ta sau pentru unii capricorni poate vă dați seama că e cazul să mai investiți puțin și în sănătatea voastră și în sufletul vostru. În această săptămână Venus trece în pești, da? Și acolo te ajută foarte mult. Pentru capricornii singuri, uite, se deschide o perioadă tare bună până la final de martie în care puteți să învățați mai multe despre dragoste, da? Iubirea poate să apară într-un drum scurt, poate un vecin, da? Se mută un vecin nou, poate e vorba de o persoană nouă care apare în anturaj, acolo apare iubirea, apare ceva frumos. Pentru alți capricorni, bineînțeles, poate să fie vorba și despre faptul că poate să apară o persoană care cumva este din același loc cu tine, adică locul în care te-ai născut, cum ar fi, e din oraș cu tine, e din regiunea ta. Și pentru capricornii aflați într-o relație, este o perioadă în care comunicarea, da, se îmbunătățește foarte mult cu partenerul, poate chiar anumite plimbări scurte v-ar face bine împreună, anumite discuții sincere, poate anumite activități pe care le faceți pentru plăcerea voastră și poate unii capricorni cu siguranță vor discuta foarte mult despre oficializarea relației sau despre, cine știe, o resetare a unei situații. Da? Și tot săptămâna aceasta vine cu o mică mare minune legată de un bărbat, de o rudă, poate să fie și o pierdere, poate să fie vorba și despre o discuție puternică legată de o moștenire, legată de o sumă de bani, poate e ceva legat de viața ta la modul general vorbind. Deci este o săptămână bună pentru Capricorn, dar așa cum ziceam, este o săptămână care vine și cu rezolvări, dar și cu resetări. Da? Și cu resetări. Cei care învățați sau cei care studiați, vedeți că Venus acolo vă ajută, acum vă ajută în sensul că sunteți mai norocoși sau asimilați informațiile alea mult mai ușor, vă crește partea de inteligență emoțională, dar acum e și Saturn acolo, vedeți, nu vă bazați doar așa că, nu știu, ați căzut voi pe subiect sau că, da, v-a mers bine astăzi pe zona studiilor. Încercați totuși să, cum să zic eu, dragi capricorni, să abordați lucrurile cu seriozitate, da? Pentru că, repet, Venus se întâlnește cu Saturn spre finalul lunii, da? E eclipsa aia plină în balanță, da? De lună plină în balanță, deci e intensă poveste. Da? Și acolo o să fie testul suprem, da? Adică sunteți norocoși, da, până la un punct. Numărul 13, foarte important pentru Capricorn, 1, 3, 4, 31. Culorile importante, roșu, portocaliu, roz, argintiu, iar mesajul este ingeniozitatea divină. Arhanghelul Uriel este cel care ție îți oferă un dar, o ghidare. Îți dăruiesc înțelepciune practică, inventivitate și capacitatea de a găsi soluții geniale pentru rezolvarea optimă chiar și a celor mai dificile situații. Da? Bun, Capricornul devine înțelept, Capricornul are idei geniale, găsește tot felul de soluții, da, în situații dificile sau în situații limită. Hai să vedem, dragi capricorni, și tarotul ce zice, ce trebuie să știți în situația asta.
pentru Capricorn. Oh, a ieșit prima carte, valetul de bâte. Ok. Cineva e încăpățânat aici. Intri în contact săptămâna asta cu persoane care sunt foarte emoționale, persoane care sunt foarte sensibile, oameni care trec prin pierderi sau oameni care trec prin schimbări mari. Ui, regele de monede, turnul, regele de spade. Tare ciudate energiile astea și 5 de monede. Aici poate fi o surpriză legată de o problemă de sănătate a cuiva sau poate avea legătură și cu un moment în care adevărul iese la suprafață. Niște planuri, dar sunt de conspirate. Sau poate, știu eu, în sfârșit ai ocazia să îți pui în aplicare, să îți pui în practică anumite planuri pe care le ai. Pentru unii puteți să aveți aici legătură cu o haină de stat, cu o decizie importantă, poți fi un bărbat matur, cu părul grizonat, un bărbat sigur pe el, poate să fie un bărbat singur sau cineva căruia îi place singurătatea, deci e o persoană mai dură, mai rațională. Puteți să aveți și o legătură cu zodii de aer, gemeni, balanță, vărsător. Dar este o săptămână de planuri, de strategii, este o săptămână în care lucrurile încep să meargă într-o direcție mult mai pozitivă. Valetul de bâte avem aici, valetul de bâte care bineînțeles înseamnă o nouă activitate, un nou mod de a acționa, înseamnă multă pasiune între tine și cineva anume și este și o săptămână în care se anunță schimbarea pentru Capricorn. Poate este ceva ce ți-ai programat de foarte mult timp, poate este ceva ce ține și de acte. 4 de monede la baza manifestărilor tale, ești foarte sigur pe tine în această săptămână, însă poți să fii și puțin încăpățânat, da? E ca și cum zici, eu nu renunț la locul de muncă, nu renunț la banii mei, nu renunț la ceva anume. Capricornul dorește multă stabilitate și din acest motiv alege să lupte săptămâna aceasta pentru un loc de muncă stabil, pentru o situație stabilă. 2 de bâte în inima ta, aici se pare că este un moment de conștientizare această săptămână, dar Capricornul privește o situație personală, în familie, o prietenie, o iubire. Deci privești situația asta cumva pe un termen foarte lung și stai și spui, băi bun, dar chestia asta pe un termen foarte lung, unde poate să mă ducă sau despre ce e vorba acolo? Pentru unii v-am zis, poate aveți legătură cu străinătatea, vă vin niște rude de la distanță sau vă duceți voi undeva în vizită. Poate primiți vești. 2 de spade în mintea ta, ai de luat o hotărâre aici. Este o hotărâre importantă pentru Capricorn, poate are legătură cu munca, poate are legătură cu o situație în care lucrurile nu erau clare. Da? Ca și cum spui, bă, nu știu ce să zic, că sunt multe promisiuni. Sau lucrurile nu sunt reale, Capricornul miroase, da? Pe unde nu e real, pe unde nu se poate pune și în practică, unde sunt doar vorbe și aici din acest motiv probabil vei evita să comunici foarte mult săptămâna aceasta. 8 de cupe, un prieten, partenerul, cineva renunță la ceva anume, fie este vorba despre niște activități pe care cineva și le-a programat și le lasă în urmă, fie este vorba despre cineva care se mută, pleacă, își dă demisia. Poate să fie și un moment în care cineva zice, hai să dăm uitării tot ceea ce a fost rău și să o luăm de la zero. Da? Să dăm uitării și să mergem să ne bucurăm de viață, să ne căutăm împlinirea. Fie împreună, fie separat. Ma, nu știu ce faceți fiecare. Da? 9 de cupe, o bucurie, o petrecere în casă, în familie, poate primiți o invitație la nuntă unii dintre voi. Iar pentru alți capricorni, văd aici o persoană foarte împlinită, mulțumită, liniștită alături de tine. Pot fi niște prieteni dragi sau pot fi persoane din familie. Cineva are o bucurie mare aici, cineva simte o bucurie mare în suflet săptămâna aceasta. 7 de cupe avem. Este o persoană aici care își face multe iluzii, își face multe planuri. Cineva care îți propune poate ceva anume, însă eu tot cred că e cineva care visează aici cu ochii deschiși în jurul tău. Da? Poate este o persoană care te vede într-o lumină mult mai bună față de cum e în realitate sau este cineva care își face tot felul de gânduri, da, privind tăcerea ta,
privind modul tău de a acționa, privind strategiile tale, pentru că aici Capricornul văd că își face niște strategii pe termen foarte lung, da? Nu-i ceva de azi pe mâine, asta e clar. Dragii mei Capricorni, acestea au fost previziunile generale pentru următoarea săptămână. Eu îți mulțumesc pentru atenție, te îmbrățișez cu drag, îți mulțumesc că mi-ai rămas alături până la final. Sper din suflet să-ți fie de folos informațiile, iar dacă ai rezonat cu mesajele, te invit și la partea bonus din comunitatea acestui canal. Te îmbrățișez cu drag și îți doresc o săptămână cât mai frumoasă.